care este momentul despre care voi ați spune că ați devenit, că acela e momentul în care ați devenit antreprenori? Bun, acum, ca să fiu, probabil că răspunsul vă uite în 2017, nu? 2017? Păi nu, când ați început să te trezești și să faci tu ceva mai mare. Dar, adică cred că 10 ani după ce ați făcut compania. Răspunsul probabil pe care vrea să ți-l inducă este că eu am făcut primii bani pe la 12 ani, făcând tehnoredactare. Aha. Și Mihai... Am făcut primii bani în liceu, jucam tenis și am făcut tenis în copilărie mulți ani. Și antrenorul meu în vara, eram între 10-a și 11-a, antrenorul meu avea niște ore la școala americană. Pe vremea aia nu exista nimic în Pipera, deci de la barieră și până la școala americană era câmp. Și mergeam cu antrenorul meu și am făcut $100 pe lună, era... ce-mi dădea mie, că îl ajutam să fac ore cu copiii de acolo. Și am avut 2 luni. Deci asta au fost primul ciubuc, să zicem. Da, e mai degrabă freelancing, da? Freelancing, da. După care cumva ne-a inspirat mai mult povestea, sau mă rog, tata ne-a zis că e mai decât să facem chestii de-astea mici, cârperi, hai să învățăm, să o luăm înspre zona de IT, fiindcă e o industrie mult mai atractivă. Mă rog, cumva ne-a trezit acest interes și curiozitate și am început să lucrăm mult mai mult alături de părinți, în weekenduri. Cristi era deja la facultate, eu eram elev. Dar erau bani buni de weekend. Aș vrea să clarificăm. El fiind elev, putea doar în weekend. Eu fiind la ASE, am putut să lucrez full time.